Kiss Blitz cu Dan Marco. Toată lumea o știe pe Teo și toată lumea i-a dus lipsa, așa încât de duminică o puteți vedea din nou la televizor. Odihnită, hotărâtă, prietenoasă și plină de umor, cum o știm. Într-o discuție cu Teo, mi-a fost destul de greu să mă transpun din consumator în coleg și viceversa. Salut, sunt Teo, ascult Kiss Blitz și eu la fel. Cu modestie și o naturalețe debordantă și molipsitoare, Teo spune că se vede doar o prezentatoare TV. Până la urmă asta fac, o prezentatoare de televiziune. Nu-ți imagina că vreunul dintre prezentatorii de televiziune e și chirurg pe creier în timpul lui liber, că nu e. Suntem niște oameni care facem frumos la televizor și care, spre marele nostru noroc, dacă greșim, nu moare nimeni. Astfel încât noi putem să apărăm și să dispărăm fără să cauzăm cine știe ce prejudicii poporului românesc. O prezentatoare de televiziune. Foarte bun! Kiss Blitz. Amintirile Teo și Mircea Show în 30 de secunde. Era frumos, cu atât mai mult cu cât la un moment dat, ca să câștigăm bani mai mult și pentru că ne și simțeam foarte bine, am cerut și show de sâmbătă. Și ne-a dat Teo și Mircea Show. Ne-a distrat minunat. A fost senzație, mai ales că Mircea la muzică era pe din afară și el aducea karateca de-aștia de-ai lui, deci eu mă uitam ca curca în lemne, l-aducea de-aștia cu mașini, pe Mihai Leu, pe cutare, și eu pe partea elaltă atacam cu Delia Matache, că acolo era el curca în lemne. Ce mai face Maia? Maia e foarte mișto, în cap, aerisită, merge la grădii, are opinii, a început deja să nu mai fie de acord cu tot ce zic eu și crește frumos, are o voință de fier, e extrem de conștiincioasă în momentul în care a început o treabă, o termină. Alege, YouTube sau Trilulilu? Știi ce se întâmplă? Eu pe YouTube am văzut niște lucruri pe care nu le pot găsi nici pe Trilulilu, nici pe Cipcirip. I-a ascult muzică veche franțuzească și am avut surpriza să găsesc France Gall din 1965. Niciun Trilulilu nu poate să-mi dea mie bucuria de a o vedea pe France Gall sau pe Serge Gainsbourg la începutul carierei lor. Eu asta ascult și asta e targetul meu, asta e nișa pe care merg. Muzică franțuzească veche. Destul de complicat pentru Trilulilu încă. Ce anume ne pregătești la Teo Live? Eu m-aș uita la emisiunea asta, măcar și pentru faptul că se vor întâmpla în ea lucruri pe care nici prezentatorul și nici producătorul nu le știu vreodată. Este singura emisiune pe care eu o știu și la care am participat, care se face singură. O emisiune care depinde de ea însăși și care și ajunge, se hrănește din ea însăși și se urmărește pe ea. Eu n-am niciun amestec. Emisiunea mă târăște în diferite locuri, în funcție de invitat, de opiniile lui, de obsesiile lui, de depresiile lui, de veseliile lui. Trebuie doar să te lași dus. Emisiunea asta e ca un vals. Trebuie să stai moale și să te lași condus. Pentru că dacă te înțepenești într-un anumit unghi, descoperi că emisiunea trece pe lângă tine. Eu de aia m-aș uita. Succes și să ne vedem sănătoși la Teo Live! Și ție, te pup mult! Pa, pa, Dan, pa, pa! La Prima TV de luni până vineri de la 16:30. Kiss Blitz!